Elevii claselor de pictură de la școala Victor Carpis și-au arătat din nou maestria. De această dată, în cadrul unei expoziții inedite, intitulată Copiii Lumii cu chip de păpuși, acțiunea constat în crearea unor personaje tridimensionale reprezentând copii din diverse state ale lumii îmbrăcați în costume specifice. Am încercat ca de data aceasta să nu mai realizez o expoziție clasică cu lucrări ale copiilor, fie în tempera sau culori de apă sau orice altă tehnică, și le-am propus să facem aceste păpuși, personaje de fapt tridimensionale, și să le-am gândit ca niște copii reprezentați din diverse zone ale lumii. Provocarea a fost acceptată de cei mici, care și-au ales mai întâi țările, apoi s-au documentat asupra portului pe care îl poartă copiii din locurile alese, după care s-au pus pe treabă. Singuri sau ajutați de părinți ori prieteni mai mari, elevii și-au demonstrat creativitatea. Pentru un efect vizual spectaculos, creatorii păpușilor s-au îmbrăcat în costume asemănătoare. Spune, Alesia, ce reprezintă personajul pe care îl ții în brațe? Băiatul român. Băiatul român? Poți să ne spui ce ai folosit pentru a-l crea? Ce elemente ai folosit? Mami a creat-o. Eu am umplut-o cu vată și mami a cosut-o la loc. A durat cam timp de 2 săptămâni cu sprijinul doamnei profesoare Cioclu Elena și cu sprijinul părinților. Spune-mi, din ce zonă a lumii este această păpușă? Această păpușă este din Portugalia. Ce elemente ai folosit pentru a o crea? Am folosit foarte mult material și... Te referi la obiectele vestimentare? Da. Sunt create tot de tine sau au fost cumpărate? Au fost cumpărate și apoi le-am creat. Păpușile vor ocupa un loc de cinste în camera fiecărui copil. Povestește-mi cum l-ai creat și ce material ai folosit. M-a ajutat mama să decupez, l-am decupat. M-a ajutat mama să îl croiesc și am băgat melană în el. O să fie păpușa ta favorită de acum înainte? Da. Mai făcut până acum așa ceva? Nu, n-am mai făcut până acum. Proiectul Copiii Lumii cu chip de păpuși a fost gândit de profesoara Elena Cioclu, ajutată fiind o altă colegă de la școala Victor Carpis, Mioara Mosor. Implicarea de care au dat dovadă copiii, precum și păpușile realizate de aceștia, au impresionat-o pe Elena Cioclu, care i-a premiat miercuri la galeriile de artă împreună cu directoarea Mariana Iliescu. Cred că ne-am atins scopul, că dintr-o dată au învățat ce înseamnă tridimensional, cum să croiești elementele, componente ale corpului, cum să-l faci pe acesta să devină volum. Acești copii minunați și talentați de la această școală sunt ambasadorii artei de mâine și sunt niște copii foarte talentați, iar școala aceasta mică, cu un efectiv de numai 190 de elevi, și cu 15 cadre didactice, este cunoscută atât la nivel național, dar foarte mult la nivel internațional. Astfel de acțiuni vor continua la Școala de Muzică și Arte Plastice Victor Carpis, care rămâne una dintre cele mai active instituții de învățământ și cultură din Giurgiu.